Vă invit acum să o ascultăm pe doamna Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Bună ziua tuturor, domnule președinte, domnule secretar general, doamnelor și domnilor vicepreședinți, dragi colegi din țară, stimați invitați. Mi-aduc aminte că acum aproape 20 de ani am făcut o declarație care la acel moment a fost considerată controversată, dar cred că e actuală oricând, cu, bineînțeles, ajustările de rigoare. Am spus că, decât politician, mai bine casnică. Nu era neapărat o idee preconcepută despre politică, ci era o revoltă. Declarația aceea mea pornea dintr-o suferință, pornea dintr-un sentiment interior că se poate mult mai mult și mult mai bine la noi în țară, dar, din păcate, nu sunt contextele necesare. Acum 10 ani nu am mai spus decât politician mai bine casnică și am intrat alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit ca și cum aș fi fost de mulți ani lângă echipa dumneavoastră și chiar mi-aduc aminte că Olguța Vasilescu, colega și prietena mea, mi-a spus: da, ești de atât de puțin timp lângă noi, pare că ești de viață. Mulțumesc încă o dată pentru căldura cu care am fost primită. Ce voiam să spun? Nu era o declarație autobiografică. Că și acum sunt foarte revoltată. Sentimentul de acum 20 de ani apare în ultima perioadă din ce în ce mai des. Sunt mamă, sunt părinte, ca majoritatea dintre dumneavoastră, și în fiecare zi mă revolt. Acum câteva zile m-am revoltat că despre copiii României s-a spus că trebuie să înceapă școala în 3 săptămâni, și să poarte obligatoriu mască, inclusiv cei foarte mici, care nu vor ști să o păstreze pe nas și pe gură, să nu se atingă, să nu se socializeze în clase, să fie în orice caz, cum se spune, ca într-o pușcărie medicală. Dar asta n-a fost tot. Mi se pare revoltător de-a dreptul, pentru că am pornit cu acest sentiment pe care mi l-am adus aminte de acum 20 de ani, să vii ca ministru al educației, ca ministru al sănătății și ca prim-ministru care nu reacționează, deci înseamnă că le cauționează faptele celor care conduc sănătatea și educația, că părinții sunt cei vinovați. Deci toți părinții din România se transformă într-o grupare de vinovați, pentru că va trebui să semnăm cu toții o declarație pe proprie răspundere, care poate avea și implicare juridică, că ne trimitem copiii la școală în bună regulă. Dar de unde să știm noi dacă sunt în bună stare? Suntem toți medici, suntem toți asistenți, ne putem da cu toții părerea despre starea de sănătate a unui copil în mare, ca și observație a unui copil, putem să spunem dacă se simte bine sau mai puțin bine, dar părinții din România nu trebuie să fie transformați în vinovați. Pe cine vrea, de fapt, să scuze, să scoată, cum se spune, să acopere guvernul? Ce știe guvernul și noi nu știm? Ce se va întâmpla peste 3 săptămâni, când încep școlile? Ce scenariu este cunoscut deja în laboratoare și nouă nu ni se dau informații? Va fi atât de rău? Dacă va fi rău, de ce începem școala? Ni se spune că nu e atât de grav și vedem și noi ce se întâmplă în întreaga lume civilizată. Europa revine la viață, bineînțeles respectând măsuri de protecție, măsuri sanitare, de distanțare fizică, nu socială, pentru că cea fizică va crea traume psihice și psihologice pe care le vom simți mulți ani de acum înainte. Cred că noi suntem aceia care trebuie să fim aproape de oameni, pentru că doar noi am luptat în această pandemie, nu doar cu virusul,
ci am luptat cu nepăsarea, cu indolența, cu lipsa de organizare a acestui guvern, care nu a făcut altceva decât să-i amenințe pe români, să le pună etichete, să le pună ștampile, să le dea amenzi foarte mari, dosare penale și să se instituie dictatura. Suntem singurii care ne-am revoltat. Aici, prin reprezentanți, prin delegați, sunt oamenii care au dus greul în pandemie. Primarii noștri, președinții de consilii județene, consilierii județeni și locali. Noi am dus greul și nu o spunem ca o laudă, nu am venit să ne lăudăm între noi. Vrem doar să atragem atenția guvernului că noi am rămas secătuiți de resurse, că au promis că decontează carantina, investițiile în spitale și nu au făcut nimic. Întreb, și nu vreau să fie o întrebare retorică, unde sunt banii? Unde sunt banii? Am vorbit în țară cu toți colegii mei, nu s-a decontat nimic sau aproape nimic. Păi, normal, trebuie bani pentru clienții politici, ai baronilor galbeni. Că doar aceia mai sunt în picioare. Baronii galbeni, de alte culori, eu nu am mai văzut. Mai citesc așa pe unele site-uri anumite declarații, dar eu dau zilnic, nas în nas, pe holurile guvernului și ministerelor de baroni și baronași galbeni. Se vorbește în aceste zile intens despre faptul că partidul nostru trebuie să se înnoiască, eventual să fie altul. Vă spun sincer ca om venit mai curând în echipa dumneavoastră. Cred în primul rând că trebuie să fim noi cei adevărați, care am fost întotdeauna și care am avut anticorpi și pentru cei care ne-au stricat renumele, dar au fost momente mult peste puterile noastre și nu ne-am putut implica și nu am putut avea rezultate din prima clipă, dar până la urmă am știut să ne facem ordine în propria casă. Avem strategii, avem programe, proiecte, au tot fost de-a lungul anilor echipe de persoane foarte bine pregătite în plan politic, în planul marketingului politic, în plan sociologic, toate sună foarte bine, toate sunt bune, nu? Dar dacă rămânem cu aceste gânduri frumoase și idei doar pe hârtie, nu înseamnă că au dreptate românii care spun că, deh, e aceeași mărie cu altă pălărie. De aceea, dragi colegi, eu vă propun să nu o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm din când în când la ce pălărie poartă, dacă e în regulă, pentru că Maria noastră a fost și este cea mai harnică, cea mai corectă, cea mai omenoasă, cea mai dornică să-i ajute pe ceilalți și nu avem de ce să ne ferim și să ne fie rușine de Maria noastră. Că noi am cam făcut-o de râs. Dacă schimbăm numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul, nu înseamnă că s-a produs vreo revoluție. Pentru că adevărata revoluție este în fiecare clipă. În fiecare clipă pe care noi o trăim alături de oameni. Și spunea domnul președinte corect, și am avut multe discuții în ultima perioadă, în timp ce la București politicienii s-au zbătut vreo jumătate de an să fie mulți pe siglă, mulți pe buletinul de vot, mulți pe bannere, mulți pe meșuri, dacă ați văzut, Bucureștiul este invadat de politicieni care surâd simpatic și ademenitor din afișe foarte scumpe, întreb și eu de unde atâția bani, că știm cât costă, i-au uitat pe oameni, au uitat esențialul. Ies în fiecare zi la televizor și se laudă, noi suntem mulți, suntem 6-7 partide, 6-7 președinți, ne-am aliat, ne-am coalizat. Și oamenii, unde au rămas? N-am văzut. În Consiliul General, aceste partide de dreapta, unite, au votat împotriva modernizării spitalelor, pentru că a propus Gabriela Firea. Au votat împotriva înnoirii parcului auto, al transportului public în comun, pentru că a propus Gabriela Firea, normal. Au
votat întotdeauna împotriva măsurilor de mediu. Au votat împotriva măsurilor din școli și a dotărilor din școli, luate de către primările de sector și primăria capitalei. Întotdeauna au votat împotrivă. Ne-am bazat pe majoritatea noastră, cu doar un om diferență, dacă îi se făcea cuiva rău sau pleca în concediu, nu mai puteam să depășim niciun proiect, PSD ALDE. Și atunci de ce să-mi fie mie rușine? Cu PSD? Lor să le fie rușine. Eu nu am făcut nimic în viață, nici în cea privată, nici cea politică, de care să-mi fie rușine. De ce să plec eu capul? De ce să caut eu 7 partide după care să mă ascund? Și eu, ca și dumneavoastră din sală de la București și din sălile din țară, nu avem de ce să ne fie rușine, nu avem de ce să ne ascundem. Cine a greșit și știm cine a plecat, nu mai e. Nu putem să plătim la nesfârșit pentru erorile de acum ceva timp. Trebuie să fim totuși evaluați pentru ceea ce știm, putem și facem. Nu pentru istorie. S-a dat votul pentru istorie. Suntem în fața unui examen foarte greu. Știu că în orașele mari e și mai complicat. Nu că în rest ar fi mai ușor. Pentru că ni s-au pus ștampile, ni s-au pus etichete, s-a aruncat anatema, suntem demonizați, plăcuțele și așa mai departe. Eu cred că este momentul să ne luăm viețile în propriile mâini, pentru că noi suntem singurii care nu doar acum în pandemie, dar acum am demonstrat încă o dată, am fost, suntem și categoric vom fi alături de români. Cu toată forța noastră, cu toată priceperea noastră, cu toată puterea noastră, cu tot ceea ce reprezintă ființa noastră. Nu ne ascundem sub nicio cupolă, sub nicio umbrelă, sub niciun slogan, suntem cei care venim în fața dumneavoastră. Și știu că sunt colegi primari, ne ascult acum din țară, și colegi președinți de consilii județene, sunt și în sală, și consilieri care se simt trădați, cărora le-a fugit pământul de sub picioare zilele trecute, când ne depuneam candidaturile și mai aflam că încă unul a mai plecat dintre noi, către baronii galben, că de, sunt la guvernare, au ce oferi, că încă unul a mai dezertat, că încă unul și-a retras candidatura de la noi, vreo 90 de cazuri. Dragi colegi, capul sus, fruntea sus, și nu uitați că există o vorbă veche din popor, chiar și baronii galbeni iubesc trădarea, dar nu iubesc pe trădători. Mult succes, baftă, Dumnezeu să ne ajute și să nu uităm oamenii în primul rând.